Membrii juriului sunt puși pe fapte mari. Ena. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, juriul X-Factor. Delia Dătiva Matache. Horia, the showman, Brânciu. Și Ștefan, the rockstar, Bănică. Va fi o seară magică. Dacă nu ați făcut încă un cadou de Crăciun, puteți schimba viața unui om cu un simplu vot la 1313, dacă îl trimiteți mai departe în final. Delia, ce ți-a adus moșu? Eh, nu pot să spun. O să spune-ne, vedeți. Te rugăm. Sunt niște chestii personale. Mororile, o să vedeți. E păstrat la Madus, o să fie surpriză, apare la un moment dat. E vorba de lenjerie intimă. Da. E un obiect? Nu intra în detalii, te rog. Nu e chiar obiect? Sesisesua. Are baterii? Are baterii. Oh! Oh! E un roboțel de bucătărie. Nu, eu l-am văzut în cabină. Pus punctele pe I. Da, mulțumim. Ștefan, ce ți-a adus moșul? Tot așa. Tot cu baterii? No, Crăciun fericit tuturor, în primul rând. Bună seara. Mie mi-a adus ceva foarte, foarte, foarte frumos. Am primit un cadou de la fiica mea. Este un fel de moș Crăciun îmbrăcat în poleială. Este o ciocolată pe care a găsit-o undeva, probabil, și a zis, tati, este pentru tine. Înțelegi? Dar gestul în sine pentru mine a fost extraordinar. Ștefan a primit un cadou mare din partea oamenilor de acasă. Practic, astăzi are un concurent în plus. Are un concurent în plus. Horia! Da. Ce nu vă place? Tot ce faci tu, Ștefane, este literă de lege pentru mine. Știu, îți mulțumesc încă o dată. Horia! Mersi mult. Ție moșul, da, ți-a adus șansa să deschizi seara. Da, mi-a adus șansa să deschizi seara, stimați respectatori. Ce ușor ar fi, nu-i așa, să zici, intră trupa, brava, plou. Nu! Vreau să vă spun că trebuie să împart cam fiecare an colegilor mei darurile lui Moș Crăciun. Primim prosoape! Voi începe... Două și avem 24. M-am adus de la pe care se ține hârtia, cum zice, în stand. Doamne și domnilor, iartă-mă, Ștefan, dar trebuie să anunț un lucru care te vizează. Te rog, te rog. Stimați telespectatori, pentru mine numai... Ștefan nu este numai un exemplu de artist adevărat, dar este un om cu o voință extraordinară. Acum ceva timp, Ștefan Bănică s-a lăsat de fumat. Bun, acum... Extraordinar. Știu, da, că există anumite probleme. Vă atrag atenția că... Vreau să te dezamăgesc, am încercat ieri, dar nu mi-a mai plăcut. Dar în orice caz, dacă îmi vine, mă apuc din nou. O să fiu lângă tine. Ok. Revelionul faci cu mine. Bun. Dincolo de acest lucru, vreau să vă atrag atenția că vă aduceți aminte cu toții, Delia, dragi colegi, vă aduceți Delia aminte... Matache. Mataș. Vă aduceți aminte de tricoul cu cocoșul. Dacă, da, el s-a lăsat de fumat și cred că avem legătura cu regia și cocoșul poate. Acesta este cocoșul cu care a venit în audiții. E bine, Ștefan s-a lăsat de fumat, dar cocoșul... Cocoșul nu! Cocoșul... Hai, care e surpriza? Regia, vă rog, introduceți cocoșul. Regia cocoșului, vă rog. Deja sunt curioasă. Și... Asta a fost tot? Nu, vreau să-ți atrag atenția că pentru tine am pregătit astăzi. Am pregătit astăzi... Da. E o găină? Horia? Trei lucruri. Stai așa. Nu, două lucruri. Două. În primul rând, ți-am pregătit trei pachete de cărți. Asta e, bineînțeles, și m-am gândit că toți suntem în zona asta să-ți pregătesc, pentru ca forța să fie cu tine, un personaj... Dark Vader. Este al tău, așa, numai al tău. Mulțumesc. Mulțumesc. Draga mea, Delia! La mine mișcă! Draga mea, Delia, vreau să spun că la tine numai că mișcă, dar apropo de ultimele... Te sceptic. Apropo de ultimele tale obiceiuri, vreau să-ți atrag atenția că astăzi am pentru tine așa. Ține tu ca să... Nu. Nu, că nu-i nimic. Asta este, draga mea, asta este ciorbă de burtă. Da, da, Horia, tu nu știi, Delia e din nou la dietă. Pentru ciorba de burtă, oricând, facem excepție. Și, pentru că vei avea o seară foarte grea, dacă îmi dai voie, ți-am adus aici încă o zeamă de varză. Nu pot să cred. Da, zeamă de... Asta, da?
Asta e bună mâine, dar asta... Dacă vine o domnișoară să mă ajute, ar fi super. Da, dar ar fi bine să vină. Putem o domnișoară. De alta de le mănânc acum, Delia, și nu vreau. Putem oria să începem. Da. Uite, Ștefan zice că sunt greșite cărțile. Mi-ai dat poza ta prima, mi-ai pus-o. Adică, mă rog, dar eu... Da. Jokerul, putem joc. Să deschidem astea, bunicule? Da, uite și voi... poza mea. Uite, stai că miroase mâna a ciorbă de varză. Dragii pentru mei... Pentru că, moșule, nu ai fost cu mâine. Dragii mei, astea sunt pentru voi. Pentru că 2015 nu a trecut degeaba. Nu a trecut deloc degeaba. Sunteți voi doi cântând pe scena sălii palatului. Bravo, copii! Mulțumim, bravo, copiicule! Copii! Era mai frumos dacă nu scrie nimic aici. Înțelegi? Dacă erau numai ei doi. Era așa, uite, scrie My Way, Horia Brenciu, HB Orchestra, invitat special Răzvan și Dani și prietenul nostru Dark Vader. Aplauze! Da! Ștefan, glumim, dar să știi că avem loc și la tine la sala palatului. O, băieți, e adevărat, cum să spun, dacă știam, vă chemam mâine. Că mâine e concertul filmat, dat de Antena 1, la... 11. La 23 și 15 da. Minute. Vom fi numai în fața televizorului. Da, practic Ștefan are tot weekendul la Antena, astăzi la X-Factor. Mâine concertul de... Astăzi la X-Factor, mâine la concert. Vă mulțumim! Iar duminică în marea finală, știți? Horia, mulțumim tare mult pentru cadouri. Mare drag. Sper că și dumneavoastră acasă ați mulțumim mult sub brad bunătăți.